Administrația FIRA a stabilit un nou record, mai multe anotimpuri consecutive fără căldură și fără apă caldă. În toate sectoarele din capitală, locuitorii au avut probleme fie iarnă, fie vară. Mulți se plâng că nu au mai întâlnit o asemenea situație în niciun alt oraș din țară și se descurcă cum pot, în frig, iarna sau cu apă încălzită la aragaz, ca pe vremuri. Aproximativ 2000 de tone de apă fierbinte se pierd pe oră prin țevile ciuruite ale rețelei de termoficare din București. Iarnă fără căldură și vară fără apă caldă, cu asta se confruntă bucureștenii. Avariile companiei municipale termoenergetică par că sunt interminabile și deși anotimpurile se schimbă, situația rămâne aceeași. Radetul era la pământ, dar ne-a dezamăgit în luna ianuarie și februarie pentru că țevile erau așa, dar nu erau din cauza lor, era din cauza radetului. Sper că ce au schimbat ei să nu mai avem probleme. Deci a fost cartierul 1 Mai, Dorobanț, deci cam centru a fost. Mai au mult de lucrat. Sper să avem căldură, așa cum în ultimul timp radetul nu ne-a dat-o. Apă caldă aveți în momentul de față? N-am avut până acum 2 zile, dar să fiu sinceră, eu nu prea stau acasă. Știu că ne-a pus un afiș. Eu nu mai am apă caldă de o viață. Am centrală și coia, mă. Și țevile sunt mâncate. Instalații uzate și extra uzate. Și n-ai cu cine. Deci în trecut ați avut probleme cu căldura și cu apă. Dar întotdeauna am avut căldură. De când a fost ăsta RATV-ul, cum zice la ăștia, cu apa. De asta ați decis să treceți pe centrală proprie? Bineînțeles. Nu vreau să mă credeți că în cură cu apă caldă, nu găsiți o picătură. La curte stau. Așa că la curte am pus-o și cu asta basta, am terminat. Mai bine decât la bloc. Păi, dacă ai condiții. Dacă n-ai condiții. Când te scoli iarna, păi... Conform producătorului de energie termică, Electrocentrale București, agentul termic este livrat la temperatura solicitată până la gardul centralelor, de unde este preluat prin rețeaua primară de termoenergetică, ce asigură distribuția și furnizarea energiei termice către mai mult de 500.000 de apartamente și câteva mii de instituții din București. Din cauza stării tehnice critice a rețelei de termoficare aflată în subordinea primăriei municipiului București, se înregistrează pierderi mari pe traseu. Aproximativ 2000 de tone de apă fierbinte pe oră se scurg în pământ prin țevile ciuruite din cauza uzurii și a lipsei de investiții. Astfel încât agentul termic ce ajunge la utilizatorul final nu mai respectă parametrii de presiune și temperatură optimi, iar calitatea acestuia se modifică având drept rezultat furnizarea deficitară la consumator. De asemenea, degradarea rețelei a condus și la amplificarea avariilor și a întreruperilor în furnizare. Elcen funcționează în prezent cu 2 centrale din cele 4 pe care le deține, ca urmare a trecerii de la regimul de iarnă la cel de vară. Lipsa investițiilor a condus la o criză cu efecte negative grave asupra întregului sistem de termoficare, susține Elcen. Totodată, Elcen atrage atenția cu privire la urgența efectuării lucrărilor de reparații în rețeaua de termoficare, în vederea pregătirii pentru sezonul rece viitor. Funcționarea sistemului de termoficare în condițiile actuale conduce la riscul major și iminent ca orașul să rămână fără apă caldă și căldură.